găsit la știri, începe un nou jurnal Muntenia TV. Eu sunt Ana Maria Trăsnea, bun găsit așadar. Iată care sunt titlurile ediției. Consilierii locale au aprobat astăzi modificările privind impozitarea cetățenilor, dar și contractarea unui împrumut pentru asigurarea căldurii. Controle prioritare în localurile unde au fost anunțate baluri ale bobocilor. Deșeurile electrice și electronice au de acum propriul lor depozit la Giurgiu. 2 zile de consultații oftalmologice gratuite pentru giurgiuveni la ce are pensionari. Mai sunt 2 serii de bilete de tratament prin casa de pensii. Ședința ordinară de la Consiliul Local de Miercuri a presupus luarea unor decizii importante pentru comunitate. Deși la întâlnirea extraordinară de luni, proiectul privind contractarea unui împrumut pentru asigurarea căldurii fusese respins, la ordinarea de astăzi, consilierii s-au răzgândit. Discuții au fost și pe marginea noilor cote de impozitare prevăzute de codul fiscal. Explicațiile primite de la specialiști au fost, se pare, convingătoare. Deschisă printr-o suplimentare a ordinei de zi prin care se introducea proiectul respins luni în ședința extraordinară, întâlnirea de astăzi din plenul Consiliului Local a fost una de bun augur pentru comunitate. Deși au existat discuții și nelămuriri, modificările propuse pentru anul bugetar următor în domeniul fiscal au fost aprobate de consilieri. Una din schimbările majore în codul fiscal a fost că s-a realizat o diferențiere între imobile cu destinație rezidențială și cele cu destinație nerezidențială, atât la persoane fizice cât și la juridice. Și atunci a trebuit găsită această încadrare juridică și încadrare în cote de impunere și pentru categoria locuințe nerezidențiale în patrimoniul persoanelor fizice. Sigur. Erau vorba despre sedii, birouri care aparțineau unor persoane fizice și ele desfășurau până la urmă activități comerciale, dar plăteau impozit pe persoană fizică, vorba unei persoane celebre, unei personalități celebre. Drept urmare, dacă observați, la persoane fizice pentru clădiri rezidențiale și la juridice pentru clădiri rezidențiale am luat valoarea de mijloc. Între 0,08, nici mijloc, și 0,2, ne-am dus în 0,1, adică aproape de nivelul minim. La nerezidențiale, persoane fizice și juridice, dacă dumneavoastră ați fi văzut un pic bugetul și codul fiscal și hotărârea de anul trecut, pe care tot noi am aprobat-o, era 1,5. Și noi veneam cu această contribuție din 2010, dacă nu mă înșel. Deci era valoarea maximă aprobată atunci. Noi am scăzut față de valoarea maximă existentă la momentul acesta, am scăzut de la 1,5 la 1,3. Dând o șansă, deci câștigul cel mai mare îl au societățile comerciale pentru că au o reducere de impozit de la 1,5 la 1,3, dar vor plăti în acest moment și persoanele fizice pentru clădiri nerezidențiale un impozit identic al societăților. Mi s-a părut corect și echitabil ca pentru aceeași activitate să plătești nu în funcție de categoria din care ești, ci în funcție de economia de piață. Nu doar Lidl Șef a explicat noua schemă de impozitare, ci și directorul de la taxe și impozite, Marilena Hroniade, aceasta vorbind de procentele propuse, eficiența scutirilor și a eșalonărilor de plată. Da, o să încep cu persoanele fizice, cu cota de impozit pentru persoane fizice. Această cotă de impozit se păstrează la nivelul anului trecut și anume 0,1%. Modificări sunt în valorile de impozitare. Aceste valori sunt stabilite prin lege. Ele sunt prevăzute în anexă, în tabloul impozitelor și taxelor locale. Este o creștere de 7%, dar nu este la nivelul Consiliului Local, este o creștere prin lege în cazul persoanelor fizice. În cazul persoanelor juridice, cota de impozit este de 1,3%, a fost de 1,5%, s-a făcut o analiză a acestor venituri și având în vedere că piața imobiliară este în scădere, când am ales această cotă de 1,3%, ne-am gândit să avem veniturile măcar la nivelul anului trecut ca să putem să susținem bugetul local.
Până la urmă, proiectul a fost votat cu o abținere a Mirelei Ciulacu. Votat a fost și proiectul respins luni, acela de contractarea unui împrumut de trezorerie de 4,5 milioane lei, prin care să fie asigurată plata subvenției în avans GEP-ului, bani din care să fie cumpărat gazul necesar funcționării și asigurării încălzirii orașului. În prezent, 383 de scări de bloc sunt încălzite deja. La 95 există probleme financiare legate de plata restanțelor, la 8 se înregistrează avarii la asociații, la 12 avarii ale Enel și la alte 5 avarii ale GEP-ului, pentru care se lucrează la remediere. Aveți în casă un frigider, un calculator ori un televizor vechi de care vreți să scăpați, dar nu știți ce să faceți cu ele? De miercuri, problema este ca și rezolvată. Asta pentru că la Giurgiu s-a deschis un centru de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Realizat printr-un parteneriat între Asociația RORECS și Primăria Municipiului Giurgiu, noul centru a fost inaugurat miercuri dimineață, acesta funcționând în platforma industrială nord a orașului, mai exact pe Strada Gloriei. Este cel de-al 32-lea centru de acest gen ce funcționează în România. Acest centru de colectare este o platformă pe care se vor multiplica foarte multe programe pe care în parteneriat cu primăria le facem deja de ceva vreme. Sunt programe care sunt în perfectă concordanță cu legea. Știm că avem obligația să colectăm separat deșeurile de echipamente electrice și electronice. Știm că avem de colectat cel puțin 4 kg pe cap de locuitor pe an. Asta ne spune legislația. Nu putem să facem noi ca și asociație singuri toate aceste lucruri, de aceea am venit lângă partenerul nostru, autoritatea locală, care, din fericire, ne-a primit cu tot sprijinul pe care puteau să ni-l acorde. Acțiunea aceasta nu este una singulară. Lângă terenul pe care astăzi este amplasat centrul RORECS de colectare a produselor electronice și electrocasnice, se află un alt spațiu care a fost dat ADI-ului și Consiliului Județean pentru implementarea proiectului managementul deșeurilor în județul Giurgiu. Este destinat pentru completarea acestui punct cu celelalte produse care se selectează și se iau din teritoriu și care cuprindă produse periculoase. Și nu în ultimul rând, sperăm ca prin finalizarea proiectului privind managementul eficient al deșeurilor în județul Giurgiu, județul Giurgiu și municipiul Giurgiu să se înscrie în lista orașelor și a județelor în care selectarea deșeurilor, în care colectarea selectivă a deșeurilor și nu în ultimul rând, colectarea tuturor deșeurilor să se facă într-un mod civilizat, corect și de protecția mediului. Dincolo de planuri și programe ori platforme, giurgiuvenii trebuie să știe concret că au la dispoziție un tel verde, un număr de telefon gratuit la care pot apela, iar reprezentanții centrului se vor deplasa acasă sau la firmă și vor prelua tot gratuit toate deșeurile și echipamentele electrice și electronice de mari dimensiuni, grele sau voluminoase, pe care le vor transporta la centrul de pe Strada Gloriei. Numărul de telefon la care puteți apela pentru acest serviciu este 0800 444 800, iar serviciul se adresează giurgiuvenilor din tot județul, nu numai celor din municipiu. De asemenea, ar mai fi de spus că, dacă vreți să mergeți personal la centru pentru a preda astfel de deșeuri, o puteți face numai marțea între orele 10 și 13 și joia între 14 și 17. Giurgiuvenii care doresc să beneficieze de o consultație oftalmologică gratuită o pot face joi și vineri la sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Pe lângă examinarea vederii, cei interesați vor putea cumpăra la prețuri reduse și cu plata în rate, lentile și rame, după posibilități și după indicațiile medicilor. O echipă de medici oftalmologi din București va veni la Giurgiu joi și vineri pe 5 și 6 noiembrie la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor de pe strada Mihail Sadoveanu pentru a oferi consultații gratuite giurgiuvenilor. Firma care se ocupă de examinarea vederii a mai oferit consultații în oraș și, ca și până acum, vine cu o ofertă specială pentru cei interesați. Dacă în urma consultației medicii reușesc să pună un diagnostic, aceștia oferă gratuit rame din plastic, metal sau titan, montajul acestora, toc și lavetă, ceea ce înseamnă că persoanele
sumele consultate, vor trebui să plătească doar lentilele. În funcție de materialul din care sunt fabricate și proprietățile pe care le au, prețul unei perechi începe de la 89 de lei și poate ajunge chiar și la 500 de lei. De asemenea, giurgiuvenii au și posibilitatea plății în rate. La ultima campanie desfășurată în orașul nostru, 70 de persoane au beneficiat de consultații gratuite. Pentru a fi sigur că prindeți un loc, joi sau vineri, vă puteți programa consultația la numerele de telefon 0756114422 sau 0762435066. Ne apropiem de sfârșitul anului și biletele de tratament oferite de Casa de Pensii sunt pe punctul de a se epuiza. Mai sunt doar două serii, prima începând pe 15 noiembrie, iar cea de-a doua de la 1 decembrie. La Giurgiu, până la sfârșitul lunii octombrie, au fost primite de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate peste 3.000 de cereri, cele mai solicitate stațiuni fiind Herculane și Căciulata. Din luna ianuarie a acestui an, la casele de pensii județene a început primirea cererilor de bilete de tratament balnear, prima serie fiind la data de 16 februarie. Casa Județeană de Pensii Giurgiu anunță continuarea procesului de colocare a biletelor de tratament balnear asigurate prin unități de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice. Din cele aproximativ 220.000 de bilete de tratament balnear care pot fi contractate în anul 2015, în limita bugetului aprobat pentru acest tip de cărți, o parte este asigurată prin unități proprii. Durata unui sejur este de 16 zile, iar tratamentul balnear durează 12 zile. Stațiunile unde se află unitățile de tratament balnear sunt Herculane, Călimănești, Slănic Moldova, Amara, Slănic Prahova, Eforie Nord, Mangalia și multe altele. Cele mai solicitate stațiuni de către giurgiuveni sunt Herculane și Căciulata. Până la 31 octombrie 2015 au fost depuse 3.240 de cereri, menționând că pe seria 18 a început din 15 noiembrie 2015. Au fost repartizate 182 de bilete de tratament, din care 78 de bilete au fost deja alocate și valorificate 30 de bilete de tratament. Ultima serie va fi seria 19, începând cu 1 iulie 2015. Cererile se depun cu cel puțin 45 de zile anterior primei zile din perioada pentru care se solicită biletul, cererile fiind individuale. De asemenea, în cursul unui an calendaristic, persoana care depune o cerere beneficiază de un singur bilet de tratament, iar în cazul în care acesta nu este ridicat, solicitantul mai poate obține un alt bilet doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere pentru o altă serie. Guvernul dă înapoi și revocă decizia de majorare a salariilor angajaților din structurile superioare ale finanțelor publice. Deputații susțin decontarea întregii sume pentru naveta elevilor, iar 500 de milioane de lei au fost alocate la rectificarea bugetară pentru lucrări la drumurile județene comunale. Despre ce este vorba aflăm din rubrica Flash. Guvernul a revocat marți hotărârea prin care se majorau salariile angajaților din structurile centrale ale ANAF. Reamintim că salariile angajaților din Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili fuseseră majorate substanțial de guvern prin derogare de la lege, începând cu luna noiembrie, fără ca măsura să fie anunțată public. După publicarea ordonanței de urgență în Monitorul Oficial, Ministerul Finanțelor Publice afirma că este vorba despre o majorare medie a salariilor de bază de 22%, de care vor beneficia 5.700 de persoane. Aceste majorări au stârnit critici dure și proteste spontane în toată țara, inclusiv la Giurgiu. Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților a dat raport de adoptare pentru un proiect de lege prin care elevii vor beneficia de decontarea întregii sume pentru abonamentele de transport școlar, a declarat deputatul PNL Raluca Turcan. Potrivit sursei citate, în prezent, părăsirea timpurie a școlii este de 17,5%, iar 20% dintre elevi nu-și continuă studiile liceale din motive financiare. Deputatul liberal spune că guvernul trebuie să țină cont de faptul că din 2020 liceul va fi obligatoriu prin lege, iar unul din 5 elevi nu-și permite să plătească nici măcar costurile de transport. În acest moment sunt peste 138.000 de elevi care fac naveta zilnic, iar suma decontată de stat este de cele mai multe ori la jumătatea cheltuielii reale, sau chiar mai puțin. În această situație sunt elevii din județe precum Alba, Arad, Argeș, Caraseverin, Prahova, Brăila, Constanța sau Dâmbovița, dar și Vâlcea, Mureș și Giurgiu. La școlile din județele Cluj și Timiș, elevii navetiști au primit înapoi doar 70% din costul navetei, se mai arată în comunicatul deputatului PNL.
Guvernul a aprobat marți printr-o hotărâre repartizarea celor 500 de milioane de lei alocate la rectificarea bugetară pentru finanțarea lucrărilor la drumurile județene și comunale, informează biroul de presă al executivului printr-un comunicat transmis Ager Press. Prin ordonanța de urgență 47, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale s-au majorat cu 500 de milioane de lei, bani folosiți pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Alocarea pe județe a fondurilor a avut la bază două criterii: repartizarea direct proporțională a banilor în funcție de lungimea drumurilor din județul respectiv și capacitatea financiară. Mai exact, s-au alocat bani mai mulți pentru județele cu o capacitate financiară mai redusă. Cele 41 de județe vor primi sume cuprinse între 9 și 14 milioane de lei. Zeci de școli din întreaga țară s-au înscris la concursul organizat de Ministerul Educației, iar unitățile de învățământ câștigătoare sunt răsplătite cu suma de 5.000 de lei, pe care o pot utiliza pentru dotări de natura obiectelor de inventar. Conducerea fiecărei unități de învățământ va decide cu privire la bunurile pe care le va achiziționa din recompensa primită. Ministerul Educației Naționale va repartiza sumele la inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București, care, la rândul lor, vor avea obligația să le repartizeze unităților de învățământ aflate în raza lor teritorială. Singura unitate de învățământ din județul Giurgiu aflată pe această listă este școala gimnazială numărul 10. Vom mai avea sau nu bal anul acesta? Se întreabă de câteva zile bobocii anului 2015, care înainte de tragedia din Clubul Colectiv se pregăteau de zor pentru primul eveniment marcant al vieților de liceeni, balul bobocilor. Tragedia de la sfârșitul săptămânii trecute face și victime colaterale. Printre acestea sunt și elevii claselor a noua, care în această perioadă erau în plină pregătire a tradiționalelor baluri ale bobocilor. Și cum de regulă aceste baluri sunt organizate în cluburi, discoteci sau restaurante, adică exact în locațiile intrate în vizorul autorităților după evenimentele din Clubul Colectiv, iar în plus în spațiul public au apărut deja tot felul de informații contradictorii pe marginea desfășurării sau anulării acestor baluri, Mur se întreabă acum dacă vor mai avea sau nu un bal al bobocilor. La Giurgiu, răspunsul este dat de prefectul Nina Carmen Crișu. Aceasta spune că acea comisie specială de control înființată la Giurgiu luni verifică cu prioritate locațiile în care sunt programate baluri ale bobocilor. Va merge întâi la primărie și la inspectoratul școlar să întrebe unde sunt organizate toate balurile bobocilor. Cu precădere vor fi văzute locațiile în care sunt aranjate aceste baluri, ca să vadă dacă sunt îndeplinite condițiile legale și de igienă și de securitate pentru copii. Dacă sunt îndeplinite, sigur că se vor ține. Până la urmă, viața merge mai departe și copiii chiar trebuie să se distreze, nu trebuie să-i ținem în casă acum de frică. Noi încercăm să le oferim niște condiții normale în care ei chiar să-și poată trăi viața mai departe. Consiliul Județean a implementat cu succes încă un proiect finanțat din fonduri europene. Este vorba despre Registrul Agricol Geospațial Giurgiu 1, un proiect prin care angajații primărilor a 15 localități din județ vor beneficia de sprijin informatic în rezolvarea birocrației și scurtarea timpului efectiv de lucru. 15 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu și Consiliul Județean beneficiază de pe urma proiectului Registrul Agricol Geospațial Giurgiu. Localitățile care fac parte din proiect beneficiază de un sistem informatic destinat gestiunii, care va ușura munca angajaților și va ajuta să țină evidența registrului agricol, taxelor și impozitelor locale, plăților electronice, documentelor și proiectelor implementate sau în desfășurare, totul printr-un portal web. Era necesar pentru că la fiecare primărie beneficiază de un calculator, de o imprimantă și cel mai important lucru este că beneficiază de softul pentru registrul agricol, pentru evidența populației, taxe, impozite. Deci, până la urmă, orice investiție, chiar dacă are o valoare mică, este importantă. Comunele Bolintin Deal, Buturugeni, Clejean, Găujan, Ghimpați, Gostinari, Gostinu, Grădinari, Izvoarele, Oinacu, Ulmi, Vărăști, orașul Mihăilești și municipiul Giurgiu sunt localitățile cuprinse în proiect, care, prin intermediul acestuia, vor avea acces rapid la informații și vor putea afla printr-un singur click cine deține o parcelă de pământ și dacă are taxele și impozitele plătite. Partea primă de aplicație se vor introduce toate rolurile din comuna respectivă. Partea de hartă va fi generată
pe localitatea respectivă, cu parcele, cu fiecare cetățean, ce deține în localitatea respectivă și unde se află. Aici a fost foarte greu, pentru că la nivelul județului Giurgiu nu există foarte multe date. Nu avem un cadastru general ca să putem să actualizăm harta la zi. Colegii mei de la Registrul Agricol din primărie vor avea foarte mult de lucru pe partea aceasta, inclusiv de introducerea în aplicație și de generarea hărților. Din ce se pregătesc pentru confruntarea cu elevii lui Gheorghe Hagi, astralii își vor afla joi dimineață adversara în sferturile de finale ale Cupei României. Partidele se vor disputa în zilele de 15, 16 și 17 decembrie. Sala Nicolae Dobrin a casei fotbalului va găzdui joi dimineață tragerile la sorți a următorului tur al Cupei României. Cele 8 echipe care au reușit să treacă mai departe și să ajungă în această fază a competiției au fost repartizate astfel. În urna A, FCSB, ASEA Târgu Mureș, CFR Cluj și Astra Giurgiu, iar în urna B, Dinamo București, CSMS Iași, Viitorul Constanța și ACS Poli Timișoara. Partidele din sferturile de finale se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, pe terenul echipei mai slab clasată în campionat precedent. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri și, după caz, la executarea loviturilor de departajare de la punctul de pedeapsă. Meciurile pentru sferturile de finală ale Cupei României se vor disputa în zilele de 15, 16 și 17 decembrie. Până la aflarea viitorului adversar și ulterior disputarea acestui meci, Astra Giurgiu se pregătește de confruntarea de vineri cu viitorul lui Hagi. Partida dintre Viitorul Constanța și Astra Giurgiu se dispută vineri 6 noiembrie de la orele 20 și 30 de minute pe stadionul din Ovidiu. Antrenorul Marius Mudică și elevii săi sunt încrezători în ceea ce privește această confruntare. Cercăm să creștem de la meci la meci, să jucăm fotbal. Noi nu producem fotbal, noi jucăm fotbal, ci să dea Dumnezeu să ajungem să fim sănătoși vineri și să dăm o replică bună lui Hagi, un antrenor foarte bun, un antrenor care și el acum, în decursul a 3-4 zile, a câștigat în fanfară așa cu Botoșani. Am văzut că echipa joacă foarte bine și ne așteptăm la un meci extraordinar de greu. Chiar dacă noi am câștigat cu 3-0 acolo, nu este elocvent că i-am scos în Cupa Ligii. Cred că nici nu și-au dorit să meargă mai departe în Cupa Ligii la momentul respectiv. Și ne așteptăm la un meci extraordinar de greu. Toți sperăm, va fi un meci dificil cu Viitorul Constanța, dar sperăm să trecem și peste el și să rămânem pe primul loc. Important este ne atingem obiectivul de a intra în play-off, iar acolo nu trebuie să facem pași greșiți dacă vrem să câștigăm campionatul. Însă trebuie să toate meciurile luate step by step, pentru că niciun meci nu se compară cu celălalt, iar cu altul, dar avem destui adversari destul de dificili. O singură zi, dublă semnificație pentru doi președinți de marcă ai Statelor Unite ale Americii. Data de 4 noiembrie marchează ziua în care au devenit președinți în epoci diferite Ronald Reagan și Barack Obama. Detalii interesante despre cele două personalități mondiale aflăm în rubrica Memoria Zilei. Data de 4 noiembrie este una specială în istoria recentă a Statelor Unite ale Americii, fiind ziua în care, la diferență de 28 de ani, doi președinți au câștigat alegerile. Primul a fost în 1980, republicanul Ronald Reagan, care devenea la 4 noiembrie cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite. Prin politica sa intransigentă în confruntarea cu Uniunea Sovietică în perioada Războiului Rece, Reagan a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea Imperiului Comunist din răsăritul Europei și la afirmarea Statelor Unite ale Americii ca singura superputere pentru următoarele două decenii. Politica sa ca președinte al Statelor Unite este caracterizată de optimism și de încredere în calitățile poporului american. Pe plan economic realizează cea mai mare reducere de impozite din istoria americană. În politica externă se remarcă prin deciziile sale ferme, lipsite de compromisuri. În 1984, Reagan obține al doilea mandat prezidențial. Urmează ani caracterizați de înăsprirea Războiului Rece, timp în care, pe de altă parte, Reagan are mai multe întrevederi cu președintele sovietic Mihail Gorbaciov la Geneva, Reykjavik, Moscova și Washington, ajungând până la urmă la acordul istoric de eliminare a rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa.
Își încheie mandatul cu o popularitate în continuă creștere. Se retrage la reședința sa în California. În 1994 se anunță că suferă de boala Alzheimer. Din acest moment nu mai apare în public, starea sănătății lui se înrăutățește continuu, având nevoie de îngrijire permanentă. Ronald Reagan moare la 5 iunie 2004, la Los Angeles, în vârstă de 93 de ani. La exact 28 de ani de când Reagan devenea președinte, tot într-o zi de 4 noiembrie, în 2008, democratul Barack Obama a fost ales drept cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite, primul de culoare. El l-a învins pe John McCain în alegerile generale și a devenit primul afroamerican ales președinte al Statelor Unite. În discursul de după anunțarea rezultatelor, discurs ținut în fața a sute de mii de susținători adunați la Chicago, Obama a afirmat că schimbarea a sosit în America. Prima lege promulgată de Obama a fost legea salarizării corecte din 2009, prin care se relaxa termenul de prescripție al proceselor pe tema salarizării egale. 5 zile mai târziu, el a promulgat și legea de reautorizare a programului de stat pentru asigurarea sanitară a copiilor, lege ce permitea asigurarea sanitară a 4 milioane de copii neasigurați. Obama a numit 2 femei ca judecători la Curtea Supremă în primii 2 ani de președinție, ceea ce a adus numărul de femei din Curtea Supremă la 3, pentru prima oară în istoria Statelor Unite. La 9 octombrie 2009, liderul Comitetului Nobel l-a anunțat pe președintele Barack Obama ca laureat al Premiului Nobel pentru Pace, pentru eforturile extraordinare de îndreptare a diplomației mondiale și a cooperării între popoare. Obama, unul dintre cei 205 candidați, va primi o medalie, o diplomă și un premiu în bani de 1,4 milioane de dolari. Președintele american a donat premiul în bani unor organizații caritabile. Haideți să revedem titlurile ediției. Consilierii locali au aprobat astăzi modificările privind impozitarea cetățenilor, dar și contractarea unui împrumut pentru asigurarea căldurii. Controale prioritare în localurile unde au fost anunțate baluri ale bobocilor. Deșeurile electrice și electronice au de acum propriul lor depozit la Giurgiu. 2 zile de consultații oftalmologice gratuite pentru giurgiuveni, la ce are pensionari. Mai sunt 2 serii de bilete de tratament prin Casa de Pensii. Jurnalul Muntenia TV se încheie, urmează înregistrarea integrală a ședinței ordinare a Consiliului Local de astăzi. Eu sunt Ana Maria Trânsă, ne revedem mâine de la 19:30. O seară bună, la revedere!